Eveniment de gală în onoarea suveranei României mari, primul album de amintiri al reginei Maria a fost tipărit, iar exemplarele sunt scoase la licitație. Banii vor fi folosiți pentru deschiderea unei clinici pentru nevoiași. Albumul original are o poveste fantastică, o aflăm chiar acum de la Camelia Cichi. Camelia, bună seara, te ascultăm! Bună seara, aș putea să spun că este vorba despre o poveste cu lipici, având în vedere că regina Maria adora mirosul de clei cu care își lipea ilustratele pe care le primea de Crăciun în acest album. A și luat o corecție din partea guvernantei din cauza acestui clei, o corecție despre care vorbește în jurnalul ei. Aș vrea să vorbesc despre acest album reprodus, conține o prefață semnată de majestatea sa, Margareta. De altfel, acest eveniment se desfășoară și sub auspiciile casei regale, este prezent aici principesa Maria. Toți cei care vor cumpăra acest album în seara aceasta, licitația tocmai a început, îi vor ajuta pe nevoiașii României. Deja 5.000 de nevoiași din București beneficiază de serviciile Fundației Policlinici Sociale Regina Maria. Două policlinici din acestea funcționează de 6 ani în București.